Bună dimineața tuturor! Avem încă o întâlnire cu doamna dr. Bianca Sâmbeteanu în cadrul proiectului Lanțana Incorpore Sano. Proiectul este finanțat prin Active Citizens Fund România și este rândului un program finanțat de trei state, Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Împreună vom sta de vorbă cu câțiva părinți din proiect, părinți de la școlile Bucimești și Pruncu, despre virusul SARS-CoV-2, despre boala pe care acesta o produce COVID-19 și vaccinurile disponibile pe piață. Bianca, îți dau cuvântul și dacă aveți întrebări, vă rog, puteți să le adresați fără nicio problemă. Dacă nu puteți audio, atunci îmi scrieți în chat și le citesc eu. Bună dimineața și de la mine! Mă bucur să fiu iarăși împreună cu voi, mă bucur că astăzi sunteți puțin mai mulți. Asta e o chestie bună. Întâlnirile noastre, mă rog, sunt de ceva timp. Încerc să transmit de fiecare dată lucruri interesante. Astăzi avem părinți, da? Ok, bine. Ca să știu iarăși ce vorbesc, ca de obicei vom dezbate celebra problemă a coronavirusului și anume a virusului SARS-CoV-2, cel care ne-a pus viețile pe jar de mai bine de un an de zile. Ideea ar fi să învățăm să trăim cu el, pentru că până la urmă se pare că o să ne tot întâlnim cu el de aici încolo, într-o variantă sau într-alta, și să înțelegem că până la urmă este un virus respirator, cum putem face să prevenim infecția cu el, ce se poate face în cazul unei infecții, cum să ne tratăm, cum recunoaștem infecția, câteva lucruri dintre astea simple pe care să le putem folosi de aici încolo, astfel încât să ne fie bine și nouă și familiilor noastre. Corona face parte, acest SARS-CoV-2 face parte din familia coronavirusurilor. Coronavirusurile sunt virusuri respiratorii. Asta înseamnă că se transmit pe calea aerogenă, asta înseamnă că ele plutesc în spațiu în care noi respirăm, în care vorbim, în care strănutăm, da? În care existăm practic. Ca atare pot fi inhalate de către persoanele care se află în spațiu respectiv. Vă aduc aminte că condițiile de infecțiozitate stabilite sunt acelea în care petreci mai mult de 15-20 de minute mai aproape de 2 metri cu o anumită persoană care este potențial contaminată, fără mască. Și atunci se consideră că și tu, la rândul tău, ai fost expus și va trebui să iei măsurile corespunzătoare de izolare la domiciliu. Dacă întâlnirea se întâmplă în aer liber și durează mai puțin de 15-20 de minute, atunci riscurile de contaminare sunt mult mai mici. Asta este explicația pentru care, spre exemplu, în perioada aceasta, în exterior, nu mai purtăm mască, pentru că ne deplasăm, suntem în aer liber, virusul se împrăștie mai ușor și șansele de a ne contamina sunt mai mici. În plus, în momentul acesta, incidența virusului este ceva mai mică, așa încât, după cum vedeți, și incidența cazurilor de boală este mai mică. Sigur, la asta zic eu că a contribuit semnificativ și faptul că o mare parte din populație s-a vaccinat. Asta este un lucru bun. În plus, este perioada de vară și, după cum bine știți, în perioada de vară, virusurile respiratorii se întâlnesc mai puțin. Așa, dacă ne amintim, pe ele le întâlnim frecvent în perioada de primăvară, iarnă, toamnă, adică în perioadele rece ale anului. Așa, ca să nu ne speriem, faptul că undeva un adult are 4-5 astfel de episoade de viroze respiratorii pe an este considerat normal, un copil 7-8 episoade de muci strănut și tuse pe an iarăși sunt considerate normale și până la urmă felul prin care noi trecem prin aceste boli ne creează practic imunitatea. Imunitatea este capacitatea organismului nostru de a răspunde la boli, de a se apăra în fața unor agenți infecțioși și nu numai. Imunitatea este responsabilă și cu apărarea antitumorală, spre exemplu, astfel încât nu o să ne fie bine. Ce înseamnă că avem această imunitate? Pentru că foarte frecvent se vorbește despre ea și noi toți vrem să știm ce avem de făcut
ca să ne păstrăm această imunitate cât mai bună. Imunitatea este practic abilitatea noastră de a recunoaște un corp ca nefăcând parte din noi înșine și de a-l elimina, de a-l da la o parte. Și atunci, dacă vreți, toate celulele din corpul nostru au un fel de pașaport, au un sistem HLA prin care ele se identifică ca fiind parte din corpul nostru. Și atunci, să zicem, celulele care sunt pe post de polițiști vin, cer pașaportul la control, noi prezentăm HLA-ul, ești de-al nostru, nu îi se întâmplă nimic. Dar dacă celulele sunt străine și nu prezintă acest antigen major de histocompatibilitate, atunci ele sunt identificate ca non-self și distruse, marcate ca atare, dar li se pune un steguleț roșu, să zicem, da? Și celulele responsabile de eliminarea lor apar și le dau la o parte. Cam așa se întâmplă și în cazul virusului, virusilor în general. Sunt aceste celule polițist care vin și le caută să vadă dacă sunt sau nu la fața locului. Celulele astea polițist sunt de fapt leucocitele noastre, celulele albe din sânge. Practic, o apărare bună înseamnă leucocite bune, înseamnă un sânge de bună calitate, asta înseamnă o hrană corespunzătoare, o odihnă corespunzătoare. O să discutăm astăzi mai multe despre cum să avem o imunitate de bună calitate. Unde se află aceste celule albe? Peste tot în sânge, dar ele sunt grupate mai ales la nivelul ganglionilor. Și așa se face că atunci când aveți, spre exemplu, o infecție respiratorie, simțiți că devin sensibili la palpare ganglioni laterocervicali, da, din zona laterală a gâtului, sau ganglioni submandibulari atunci când aveți o infecție în gât. La nivelul claviculei, supraclavicular, iarăși avem niște ganglioni care se inflamează când avem de-a face cu infecții pe zona traheei și așa mai departe. Deci ganglionii ăștia sunt responsabili de acumularea de celule albe din care din ganglion pleacă aceste celule și ne apără. La fel, amigdalele sunt niște ganglioni, dacă vreți, care se află în interiorul cavității bucale și care sunt responsabile, sunt un fel de gardieni la poarta de intrare a aparatului respirator. Deci ele fac cumva paza între căile respiratorii superioare și căile respiratorii inferioare, astfel încât majoritatea infecțiilor respiratorii să se păstreze la nivel de căi respiratorii superioare, adică la nivel de rinofaringe, adică nas, gât, sinusuri eventual și cam atât, da? Să nu coboare mai jos de trahee. Așa și coronavirusul are practic această evoluție secvențială, adică putem să vedem că avem infecții localizate în partea superioară, avem infecții localizate dincolo de amigdale, mai jos pe trahee și bronșii, și în sfârșit avem infecții care coboară la nivel pulmonar. Spre deosebire de alte virusuri respiratorii, coronavirusul poate să aibă o afectare generală a organismului, adică el poate să determine și alte manifestări. Cele mai cunoscute și periculoase sunt cele legate de coagulabilitatea sângelui, apariția așa zisilor trombi, coaguli care apar în vasele mici, și asta blochează practic circulația sângelui. Vorbeam că sângele este cel mai important apropo de imunitate. Dacă el este blocat, nu mai ajunge la celule, nu mai ajunge la țesuturi, acestea mor ischemiate pentru că nu mai primesc oxigen în primul rând, și cam așa se întâmplă în formele grave de coronavirus. Bun, de unde a apărut acest virus? Ele există dinaintea noastră pe Pământ. Apropo, virusii sunt specii extrem de vechi, ca și bacteriile. Sunt pe prima treaptă a evoluției. Virusii, spre deosebire de bacterii, nu prezintă membrană celulară proprie și sunt undeva particule subcelulare, adică prezintă doar material genetic. Asta înseamnă că ei, pentru a se înmulți, parazitează pur și simplu o celulă pe care o obligă să producă material genetic asemănător lor și eliberează aceste particule virale odată cu moartea celulei. Aceste particule virale parazitează alte celule, le obligă pe ele să producă din nou particule virale și iarăși le ucid în momentul în care se eliberează, și tot așa, cam asta este
practic povestea infectării cu un virus. Cum face totuși corpul că reușește să limiteze infecțiile virale obișnuite, pentru că, după cum știți, majoritatea infecțiilor virale respiratorii sunt autolimitante, adică, după cum e celebra replică, cu sau fără tratament, o infecție durează 7 zile sau o săptămână, da? Deci, cam tot pe acolo. Asta înseamnă că organismul nostru reușește să identifice aceste particule virale și reușește să identifice celulele care sunt deja parazitate și să le elimine înainte ca ele să producă alte și alte particule virale. Deci, o celulă parazitată este identificată, marcată și ucisă înainte ca ea să producă. Chiar dacă sunt celulele noastre, dar nu ne mai sunt de folos, ca să zic așa, pentru că ele dau drumul inamicului. Ok. Virusul ăsta, așa în forma pe care o avem acum, nu știm exact cum a apărut, pentru că nu prezintă material genetic doar al coronavirusurilor, ci pare să fie un mix. Dar acum trebuie să înțelegeți că și virusurile au o perioadă de evoluție, adică ele nu se mențin constante de-a lungul existenței. Ele învață din experiențele pe care le au. Asta înseamnă că dacă se întâlnesc cu un organism care a învățat un mecanism prin care le elimină, învață și ele la rândul lor cum să eludeze mecanismul respectiv. Adică de asta spunem despre și virus și bacterii, că ele capătă rezistență, adică devin din ce în ce mai periculoase. Pentru bacterii este cunoscut faptul că deja avem destul de multe tipuri de bacterii care au căpătat rezistență la antibiotice. Dacă până acum, acționând cu un anumit antibiotic, și o să vă, nu știu, să ne aducem aminte despre sulfamide, spre exemplu, pentru că erau foarte frecvent folosite în urmă cu 40 de ani, să zicem. În momentul de față nu mai sunt atât de frecvent folosite pentru că majoritatea bacteriilor au căpătat rezistență. Da, ampicilina, spre exemplu, vă aduc aminte că iarăși era foarte frecvent folosită. În momentul de față nu mai este folosită ca atare, este folosită o rudă de-a ei mai evoluată, să zicem, și nici aceea singură, ci în combinație, două antibiotice în combinație, cum avem în augmentin, tocmai pentru că bacteriile au învățat cum să facă față acestui inamic și reușesc să se descurce și în mediu cu acest antibiotic. Ei, deci, practic, pe măsură ce noi descoperim metode prin care să eliminăm acești agenți infecțioși, și ei sunt inteligenți și capătă rezistență. De asta discutăm atât de frecvent despre a nu folosi antibioticele așa intempestiv. Da? E clar că un antibiotic folosit într-o infecție virală nu își are sensul. El nu acționează. În schimb, dacă noi vom folosi un antibiotic atunci când avem o infecție virală, nu vom face decât să ucidem, pentru că antibioticele nu acționează discriminativ, nu se duc doar la bacteriile patogene pe care le avem. Ele se duc și atacă toate bacteriile pe care le întâlnesc. De asta le și spune antibios, da, împotriva vieții. Ei, și ele se duc și distrug și propriile bacterii bune de la nivelul tubului digestiv. Aceste bacterii bune sunt extrem de importante pentru imunitatea corpului. Și ce să vezi? Tu chiar ai nevoie de o imunitate bună atunci când ai o infecție virală, tu iei un antibiotic și nu faci decât să-ți scazi imunitatea prin folosirea acelui antibiotic. Deci folosirea antibioticelor, pur și simplu din automedicație, că le am eu în casă și m-am gândit că dacă copilul a făcut febră, hai să-i dau un antibiotic, că știu că și data trecută când l-a durut în gât așa a scăpat, nu este cea mai bună idee. Apelați tot timpul la un specialist pentru a vă sfătui legat de lucrul acesta. Un specialist se cheamă un medic în principiu, pentru că farmaciștii nu au voie să prescrie antibiotice, apropo de asta, deși mai nou avem acest, așa zis, conflict între medic și farmacist, pentru că de multe ori farmaciștii prescriu foarte multe medicamente, e drept că nu antibiotice, dar din categoria altora le prescriu cu certitudine. Deci, ca idee, ce învățăm? Nu folosim antibiotice în infecțiile virale.
pentru a face diferența între o infecție bacteriană și o infecție virală, ne ducem la medic și el o să ne sfătuiască dacă e cazul sau nu să facem acest lucru. Bun, dacă există niște excepții, iarăși nu e cazul să le discutăm noi, dar, spre exemplu, claritromicina pare că este un antibiotic care are în spectrul său și varianta antivirală. Și atunci se pare că merge și pe anumite virusuri. De principiu, nu există, știu eu, o medicație specială antivirală care să spun că o folosesc și merge indiferent de virusul respectiv. Nu, există câteva antivirale țintit pe un anumit tip de virus, da, spre exemplu, pentru virusul herpetic. Există antiviral. Pentru coronavirus au tot încercat specialiștii să găsească o soluție de antiviral țintit. Eu am folosit la cabinet favipiravirul și pare se că a funcționat destul de bine, doar că a funcționat pentru infecțiile ușoare, formele ușoare. Acum, ținând cont că formele ușoare sunt autolimitative, nu văd de ce aș merge cu acest antiviral, mai ales când sunt forme simple. Da, poate că ar fi util de folosit, nu știu, la persoane vârstnice sau la persoane cu comorbidități, astfel încât să nu transformă o formă ușoară într-o formă mai gravă. Dar iarăși, vedeți că astea sunt detalii care țin de folosirea de către medic și nu de automedicație. Ok. Iarăși, ca și modalități de transmitere. Ne mai interesează câteva lucruri legate de folosirea măștii sau de folosirea substanțelor dezinfectante. Ele sunt foarte utile. De ce? Pentru că virusul acesta nu plutește singur în aer, el se transmite pe picături de salivă care plutesc în spațiu de lângă noi, astfel încât folosirea unei măști de către o persoană infectată limitează eliminarea acestor particule virale, iar folosirea unei măști de către o persoană sănătoasă face ca admisia acestor microparticule de salivă să fie mult mai redusă. Deci, clar, măscuțele astea ne ajută. De asemenea, sunt afară pe hol, scuze. Particulele astea pot să plutească și să se așeze pe suprafețe, da? Astfel încât folosirea substanțelor dezinfectante pe suprafețe este foarte utilă. Deci putem să le luăm în considerare și de aici încolo, nu doar până acum. Spălarea mâinilor este o metodă foarte utilă pentru împiedicarea transmiterii diverselor boli. Nu vorbim doar de corona. Să știți că acum avem o situație legată de corona, dar în istoria omenirii au mai fost și alte pandemii, au mai fost și alte bacterii incriminate și virusuri. Au fost și pandemii digestive, deci tot timpul au existat acest pericol al agenților infecțioși și, spre exemplu, la începuturile chirurgiei nici măcar nu erau cunoscut conceptul ăsta și se transmiteau, spre exemplu, mortalitatea la naștere era foarte mare pentru că cei care ajutau mamele la naștere nu se spălau pe mâini de la o naștere la alta. Și nu înțelegeau că se poate transmite ceva pur și simplu prin intermediul mâinilor. Iată de ce avem beneficii majore de pe urma științei, asta este clar. Și spălatul pe mâini e un lucru pe care un lucru foarte simplu. În general, spălatul cu apă și săpun. Da? Despre asta discutăm. E un lucru care ne ajută foarte mult. Gândiți-vă că, spre exemplu, în perioada asta de vară avem de-a face cu diverse mirosuri, da, dubioase legate de nespălare și vă întrebați de unde apar mirosurile astea. Sunt de la bacteriile care ne colonizează pielea și care profită de orice celulă moartă de la suprafața pielii ca să se hrănească cu ea. Și ele proliferează acolo și mirosurile astea practic sunt mirosurile care apar ca urmare a proliferării bacteriilor respective pe piele. Cu cât ne spălăm mai des, cu atât mai bine pentru noi, ca să zic așa, că îndepărtăm și bacteriile de pe piele și celulele moarte și pentru cei care
au genul ăsta de probleme, știți foarte bine că apare ca un fel de iritație, da, la sub braț sau sub sân, la femeile mai dolofane, tocmai ca urmare a acestor bacterii care sunt acolo și pur și simplu cu cât facem duș mai bine, cu atât suntem mai sănătoși. Dar aceste bacterii, să știți, bacterii și virusuri sunt populații care se află în prejurul nostru. Ele colonizează tot spațiul și pe suprafața corpului nostru și în interiorul corpului nostru la nivelul tubului digestiv. Noi suntem, dacă vreți, așa ca și indivizi, dacă facem analiza materialului genetic, bacteriile și virusurile reprezintă undeva de 100 de ori, 100 de mii de ori mai mult material genetic decât e ADN-ul uman. Deci gândiți-vă cât de multe astfel de populații locuiesc împreună cu noi și ele, să știți că locuiesc și ne ajută, ne sunt de mare ajutor. Tocmai de asta, cumva aș vrea să aveți o altă impresie, o altă părere legat de bacterii și virusuri. Ele nu sunt neapărat inamicele noastre. Noi trăim cu ele într-o relație de simbioză, ne ajutăm unii pe alții. Faptul că am anumite bacterii pe piele împiedică dezvoltarea unor bacterii patogene. Deci aceste bacterii care sunt pe pielea mea sunt cele care mă ajută pe mine. Am anumite bacterii în tubul digestiv, acestea sintetizează grupuri din vitaminele din grupul B, împiedică proliferarea unor bacterii care sunt de putrefacție și care ar duce ulterior la apariția unui neoplasm. Adică e foarte important să am bacterii de bună calitate și să trăiesc în bună pace cu ele. De asta folosirea intempestivă a antibioticelor nu este o soluție, pentru că îmi dau peste cap tot acest microbiom, aceste popoare cu care eu trăiesc în bună pace. Apropo, cine îmi hrănește microbiomul meu intestinal? Fructele și legumele. Deci, cu cât o să dați mai multe fructe și legume vis-a-vis de cum facem să ne creștem imunitatea, cu atâta microbiomul nostru o să fie mai sănătos. Nu doar că îmi propun, da, să mănânc mai multe fructe și legume, ci fac din acest obicei o rutină în viața mea. Deci nu e doar că mă întâlnesc eu cu corona și o să, nu știu ce, vine valul 4 și atunci ce trebuie să fac, da? Mă apuc și eu vitamina D și vitamina C și... Deci toate lucrurile astea, să știți că ele sunt la îndemâna noastră. Vitamina C se află în fructe și legume. Și dacă eu am un consum potrivit, da, în perioada asta de vară, când avem, slavă Domnului, fructe și legume, nu trebuie să mai folosesc suplimente. Apropo de suplimentul de vitamina C. Vitamina D, într-adevăr, pentru cei care locuiesc la oraș și petrec foarte mult timp în spații închise, vitamina D este deficitară și e nevoie de suplimentarea ei. Pentru cei care petrec mult timp în aer liber și expuși radiației solare, vitamina D se produce la nivelul pielii, se convertește într-o formă activă la nivel renal și avem, slavă Domnului, vitamina D, apropo de deficite. Deci știți foarte bine că se discuta cum să facem o prevenție, cum să avem o imunitate bună și asta cu suplimentarea era într-adevăr una dintre recomandări. Dar pentru că acum suntem așa într-o perioadă de acalmie, pentru că incidența virusului este scăzută, atunci eu zic că e foarte important să reținem gesturile de bază vis-a-vis de a avea o imunitate bună și anume aceea de a avea o alimentație echilibrată. Alimentația echilibrată înseamnă să ne păstrăm un număr de kilograme optim pentru înălțimea, vârsta și sexul pe care le avem. Asta înseamnă să fim atenți un pic, să nu adunăm kilograme în plus, pentru că aceste kilograme în plus reprezintă factor de risc pentru formele grave în general și pentru foarte multe alte afecțiuni. Aduc aminte numai că vorbim de afecțiuni cardiovasculare și diabet zaharat dintr-o dată, așa scurt pe doi. Deci e limpede că kilogramele în plus, mai ales grăsimea viscerală, adică cea care se depozitează la nivelul abdomenului, aceea este periculoasă. Și probabil că ați remarcat că pe măsură ce trece timpul, se face așa o burtică care crește discret, chiar dacă restul aspectului este normal, doar burtica aceea este o problemă. E, burtica asta, de fapt, reprezintă această grăsime viscerală,
și ea este cea responsabilă de rezistența la insulină, de factori proinflamatori în organism care duc la accelerarea aterosclerozei, îmbătrânirii în general. Deci burtica asta este necazul nostru și trebuie să vedem cum facem să nu o acumulăm acolo. Acum, burtica apare de obicei la bărbați și la femei după menopauză, pentru că altfel femeile acumulează grăsimea pe restul corpului, adică pe fese, pe picioare, pe stâni, da, la modul general. Deci nu reprezintă grăsimea aceasta depozitată, să zicem, de tip pară sau tipul feminin, nu reprezintă o problemă neapărat, decât una estetică pentru doamne. Dar grăsimea viscerală, cea care se așează pe burtică, aceea e cu adevărat periculoasă și pe aia trebuie să avem grijă, să nu o adunăm acolo și dacă o adunăm să încercăm să o eliminăm. Cum scăpăm de grăsimea viscerală? În principiu, cu mișcare în aer liber, lipsa stresului și evităm alimentele care se depozitează acolo, cum ar fi mâncatul seara după o anumită oră, da, deci după ora 18 e bine să nu mai mâncăm, dacă ni se face foame cel mult să bem un ceai. Da, deci nu ne mai atingem de alte lucruri. Evităm dulciurile pentru că asta reprezintă o mare problemă și grăsimile. Deci grăsim, să știți că înseamnă prăjeala tradițională a poporului român. Deci dacă putem să încercăm grătarul sau să încercăm supele, salatele, asta e o variantă mult mai bună. Odihna este un lucru la care țin foarte mult pentru că cei mai mulți oameni au problema aceasta, adică au tendința de a munci mai mult, de a se neglija pe ei, mai ales doamnele intră în categoria asta pentru că ele au și serviciu, au și casă și copii și încearcă să jongleze cu mai multe lucruri odată. Încercați să vă odihniți corespunzător, să aveți cele 6, 7, 8 ore de somn pe noapte cel puțin și să știți că nu vă strică niciodată și un somn la amiază dacă îl prindeți măcar când vă răspățați. Deci, odihna este binevenită și asigură, practic, acel echilibru între sistemul nervos simpatic și parasimpatic. Prin dezechilibrul lui, să știți că apar majoritatea necazurilor în corp, adică atunci când predomină simpaticul și asta înseamnă hormonii de stres, asta înseamnă adrenalină, noradrenalină, înseamnă cortizol. E, când apar ăștia, să știți că sunt predispuse persoanele la îmbolnăviri mult mai serioase. Inclusiv coronavirusul, să știți că dă forme mai grave la persoanele care sunt agitate, la persoanele stresate, la cei care nu sunt bine odihniți. Deci, da, încercăm să lucrăm pe zona asta. În sfârșit, tot ca prevenție, partea de hidratare, pe care eu o iubesc, hidratarea înseamnă apă, pe care noi o neglijăm, pentru că suntem animale sociale și ne-am pierdut reflexul de sete, pentru că ne inhibăm tot timpul vis-a-vis de a merge să facem pipi undeva și atunci bem mai puțin ca să nu fim nevoiți să facem pipi, da, și ca atare nu ne hidratăm. Eu mă uit frecvent atunci când fac analizele rata filtratului glomerular, care este cumva o analiză înainte de a se manifesta alte lucruri la rinichi și văd că foarte multe persoane au această rata filtratului glomerular scăzută. E clar că nu o să văd, nu știu, uree, creatinină, chestii dintre astea majore. Dar rata filtratului glomerular ne spune că noi bem foarte puțină apă față de ce ar trebui. Așa ca și idee, adulții să știți că beau mai puțin, au nevoie de mai puțină apă decât copiii. La copii să știți că hidratarea este mai importantă. La ei cantitatea de apă ar trebui să fie mai mare decât la adult. Dacă la adult suntem undeva la 30 de mililitri pe kilogram corp pe zi, la copil suntem la 80 de mililitri pe kilogram corp pe zi. Deci și apa înseamnă apă, da? Nu înseamnă lapte, nu înseamnă, nu știu, cafea sau bere sau alte lucruri. Ci apa este apă pe care, mă rog, pot să o fac sub formă de limonadă sau sub formă de ceai, asta pot să o fac, dar să-mi rămână apa ca atare. Bun. Dacă suntem bine hidratați, asta înseamnă că mucoasele la nivelul cărora se produce agresiunea sunt bine hidratate, au un strat de mucus gros, corespunzător acolo și virusul poate fi eliminat cu ușurință.
În schimb, dacă suntem deshidratați, asta înseamnă că anumite celule, mucusul este foarte subțire, zona de deasupra lor este redusă, sunt zone de celule moarte pe care se cultivă, așa cum ziceam, întotdeauna o să vină cineva să le mănânce, da? Adică bacteriile de suprafață. Gândiți-vă câte bacterii avem la nivelul cavității bucale, apropo de treaba asta. Da? Și cât de important este să avem o cavitate bucală bine hidratată. Să știți că atunci când simțim senzația de sete, deja suntem deshidratați. Deci e grav. Nu trebuie să ajungem să simțim senzația de sete. Trebuie să avem tot timpul o sticluță cu apă. Dar faptul că beau din când în când apă ajută pur și simplu la diluarea concentrației de bacterii de la nivelul cavității bucale, pe care le trimit unde? În stomac. Unde în stomac, din cauza acidității gastrice, sunt ucise majoritatea bacteriilor. Așa se face că noi nu ne infectăm cu toate lucrurile pe care le luăm din mediu, pentru că ne ajută această barieră acidă gastrică. Doar anumite tipuri de bacterii care sunt rezistente și sunt cele care de obicei sunt responsabile de infecțiile digestive reușesc să treacă de această barieră gastrică. Bun, hai să vedem așa cum recunoaștem o infecție. Toate infecțiile respiratorii sunt recunoscute prin aceea că îmi dau rinoree, adică îmi curge nasul, mă doare gâtul, mă doare capul, am febră, mă dor mușchii. În mod particular, pentru corona avem lipsa gustului, lipsa mirosului sau modificarea lor, pierderea parțială. La copii pot să mai mi-apară manifestări digestive. Stare de oboseală, iarăși poate să fie o manifestare. Vedeți că felul în care se manifestă boala este destul de polimorf, adică divers, nu e aceeași formulă. Asta înseamnă clar că în funcție de imunitatea fiecăruia răspundem diferit. Sunt persoane, după cum foarte bine știți, care sunt asimptomatice, adică nu au niciun fel de simptom. Copiii de obicei sunt asimptomatici. Ei nu dau semne că prezintă virusul, ci doar că îl transmit de colo-colo. Și despre asta este vorba, repet, nu trebuie să omorâm pe nimeni cu pietre că a făcut boala ferească Dumnezeu. Este un lucru normal, este o infecție normală care circulă de colo-colo. Noi cu imunitatea noastră reușim să depășim lucrurile astea. Apropo de când veni în minte în momentul ăsta că fac forme grave cei care au comorbidități, care au anumite alte boli cronice, cum sunt bolile cardiovasculare, diabetul, să știți că dacă bolile astea sunt controlate prin tratament, atunci formele nu sunt atât de grave. Dar dacă bolile sunt lăsate să evolueze fără să fie bine controlate, adică la un diabetic glicemiile nu sunt în valori normale cu tot tratamentul pe care îl ia sau cu tot regimul pe care îl ia, asta înseamnă că riscul de a face o formă mai dificilă este mai mare. Deci pentru cei care au boli cronice, ideea ar fi să-și controleze bolile cronice, da? Tensiunea să fie menținută în valori normale, diabetul să fie și el, glicemia să fie în valori normale pe cât se poate, adică să încercăm să ținem organismul într-un echilibru. Întotdeauna dezechilibru este călcâiul lui Ahile, da? Pe acolo se poate intra și se pot face multe necazuri în corp. Ok? Bun, am zis că cum ne manifestăm. Cum recunoaștem, sunt semnele clare, ce avem de făcut într-o astfel de circumstanță. De principiu, ne izolăm acasă ca să nu transmitem celorlalți boala. Iarăși, nu e un lucru nou, da? Orice om care era răcit, de principiu, nu se mai ducea la lucru, stătea potolit acasă ca să nu transmită și altora. Nu vorbim acum numai despre corona. În general. Ok? Simptomele. Tratăm simptomele. Da, că luăm un paracetamol pentru durerile de cap, că luăm niște Nurofen, care este un antiinflamator ușor, un algocalmin dacă febra este mare,
La copilaj să știți că metodele de combatere a febrei includ și metodele tradiționale non-medicamentoase, în primul rând hidratarea corespunzătoare, împachetările reci, deci nu neapărat trebuie să apelăm la medicamente. Apropo de paracetamol, pentru că atâta s-a vorbit despre el și a fost folosit excesiv, să știți că paracetamolul nu este un medicament inofensiv, este unul dintre cele mai puternice toxice hepatice. Deci am auzit la un moment dat că s-a întâmplat, că na. Doar realitatea întrece imaginația. Un tovarăș s-a gândit că ca să prevină el coronavirusul, ce ar fi să mănânce câte 4 paracetamole pe zi. Și a mâncat așa pur și simplu, de când a început istoria asta și a ajuns la hepatită toxică. Pentru că, repet, paracetamolul este unul dintre cele mai toxice medicamente. Nici cu nurofenul nu mi-e rușine, să știți, la fel. Întotdeauna oamenii au construit, au făcut medicamentele astea pentru a fi folosite pentru o perioadă scurtă de timp, pentru a combate niște efecte. Dar nu sunt, ele nu sunt făcute să fie folosite pe termen lung, tocmai pentru că au întotdeauna efecte adverse. Și producătorii de medicamente se pregătesc pentru această replică și dacă citiți la orice prospect o să vedeți o tonă de efecte adverse. Deci încercăm să limităm folosirea lor. Și în sfârșit ziceam că există tratamente etiologice de genul favipiravirului, care sunt recomandate de către medic. Și există varianta prevenției prin vaccin. Vaccinurile ca și terapie sunt folosite de mult timp, relativ de mult timp, adică sunt peste 100 de ani de când folosim vaccinurile. Și ele au fost implicate în eliminarea, eradicarea pur și simplu a unor maladii extrem de grave, cum este poliomielita, spre exemplu, dată și ea tot așa de un virus și așa mai departe. Deci sunt multe, variola, sunt multe boli în istoria omenirii pe care am reușit să le eradicăm cu ajutorul unui vaccin. Ce fac aceste vaccinuri? Pun organismul în contact cu o formă de virus viu sau varianta atenuată sau un fragment de virus, adică o bucată din virus, evident e mort dacă e doar o bucată din el, astfel încât organismul să poată să identifice aceste fragmente, să producă anticorpi și la contactul cu o cantitate masivă de virus, el deja să aibă armata pregătită și cu ajutorul anticorpilor să elimine acești virus, respectiv bacterii. Da? Pentru că, spre exemplu, există vaccin antipneumococic. Da? Se folosește și asta și aici vorbim despre bacterii, nu neapărat despre virusuri. Deci, clar, ăsta este mecanismul. Vaccinurile și-au dovedit utilitatea de-a lungul existenței noastre. În cazul coronavirusului, avem o formă atipică de vaccin pentru că este un ARN mesager, asta e mai degrabă o terapie genică. Este încă testat, dar nu este aprobat de FDA în momentul de față, dar s-a dovedit ca și eficacitate prin folosirea lui până în momentul ăsta, rezultatele sunt foarte bune, în sensul că reacțiile adverse sunt relativ limitate. Eu nu am avut, de când vaccinez, n-am avut pe nimeni să-mi facă vreo reacție adversă la vaccinare, nu am avut decât dintre acestea simple, adică durere la locul de injectare, adenopatie, adică inflamarea ganglionilor la subbraț sau deasupra claviculei, stare generală proastă, ca la o infecție virală, doar că pe o perioadă mult mai scurtă de timp, adică o zi, maxim două. Și cam astea așa, nu sunt lucruri spectaculoase. Ele s-au dovedit a fi în regulă, adică toți cei care s-au vaccinat, am avut, cred că din, nu știu cât să spun cât am vaccinat, dar din toate cazurile vaccinate am avut 2 persoane care au prezentat din nou virusul după vaccinare. Doar că formele pe care le-au făcut au fost extrem de ușoare. Deci s-a mai întâmplat și treaba asta. Odată cu vaccinarea, organismul este obligat să producă
o proteină, proteina S, da, proteina spike, care se află în mod obișnuit pe suprafața virusului. Și atunci organismul face anticorpi împotriva acestei proteine spike. Deci, practic, terapia asta este ca și cum aș evita să introduc virusul în corp, nu introduc tot virusul, ci introduc o mică, mică, mică parte din virus, cea responsabilă de sinteza proteinei S de pe suprafața virusului, astfel încât celulele să produc această proteină S, deci nu produc virusul ca atare, ci doar proteina S și împotriva ei anume se sintetizează acești anticorpi. Și în clipa în care intră virusul care e așa învelit în proteine S, anticorpii ăștia vin și pun stegulețe pe proteinele S și spun, ăsta nu este un corp din corpul tău, ucide-l. Da? Și cam așa funcționează cumva principiul vaccinului. Noi am vaccinat cu Pfizer-ul, dar în România s-au folosit și se folosesc, mă rog, și cele de la Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna, cele de la Pfizer și Moderna sunt pe acest principiu, cel de la Johnson & Johnson este cu un alt virus respirator modificat în așa fel încât să inducă apărare cu un adenovirus, care este și el tot un virus respirator, dar este un organism modificat genetic, astfel încât să semene cu coronavirusul și să ducă la apariția anticorpilor. AstraZeneca merge pe principiul vaccinurilor clasice, dar este grevat de reacții adverse mai severe din zona de coagulabilitate a sângelui. Și cam asta, așa, în principiu, cine se vaccinează cu un vaccin face și rapelul cu același vaccin, deși am văzut că lucrurile se mai modifică. Era o perioadă de 21 până la 42 de zile ca și perioadă între doza 1 și rapel. Acum văd că funcționează și dacă ai depășit cele 42 de zile, este util să-ți faci rapelul. S-a mai întâmplat lucrul ăsta în cazul celor care au făcut infecția după prima doză. Și atunci nu au putut face imediat vaccinul, dar este util să-l faci, indiferent cât este de târziu. Cam astea ar fi așa, să zicem, și am văzut acum că Pfizer-ul propune și a treia doză la 6 luni de la rapel. O să vedem ce se va întâmpla în continuare, care este motivul. Ei spun că pentru a preveni răspândirea unei tulpini modificate, că această tulpină Delta este practic o tulpină modificată a virusului de bază, atunci ei vin și propun și cea de-a treia doză. O să vedem ce se va întâmpla în continuare. Important e, cum ziceam, să ne păstrăm calmul, da, să facem ceea ce avem de făcut în așa fel încât să fim sănătoși și dacă ne-am mai întâlnit cu virusul ăsta, îi dăm cu ceaiuri, îi dăm cu un paracetamol la nevoie și depășim și etapa asta dacă nu ne-am vaccinat încă. Și poți să ne spui ceva și despre vaccinarea copiilor? Da, de la 12 ani este prevăzută și vaccinarea copiilor. Am vaccinat și copii, pentru că părinții sunt cei care îi aduc la vaccinare, trebuie completat un formular de către părinți, pentru că ei sunt tutorii. Ei sunt cei care își asumă, practic, pentru vaccinare. N-am avut niciun fel de reacție, deci chiar copiii au tolerat mult mai bine decât adulții vaccinul. N-am avut niciun fel de reacție la vaccinare. Nu știu ce să-ți spun. Este decizia fiecăruia dacă vaccinează sau nu copilul, tocmai pentru că încă suntem așa în zona asta de tatonare. La adulți, clar, nu are ce să strice, e limpede că ne protejează. Nu știu la copii vis-a-vis de efectele pe termen lung. Da, până la urmă, mai vedem ce se mai întâmplă. Și poți, acum că vorbim și de imunitate, poți să ne explici un pic imunitatea când se formează și cât de importantă este alăptarea? Care înțelegi niște mănânc sau viitoare. Da. Dacă avem, asta chiar e un lucru important, spuneam că noi în momentul în care ne naștem, e clar că venim dintr-un mediu steril, din uter, și primul nostru contact cu toate aceste populații de bacterii cu care noi trăim în simbioză se face prin canalul de naștere. Dacă
are loc o naștere naturală sau din mediul în care începe să evolueze nou-născutul, dacă are loc nașterea prin cezariană. Ăsta este un motiv pentru care nașterea naturală este mult mai utilă pentru copil, pentru că el își face colonizarea cu bacterii încă de la mamă, din canalul de naștere și începe să se pregătească ca și imunitate din momentul nașterii, după care sistemul imunitar este încă imatur, cel puțin până la primul an de viață este imatur și ca atare copilașul primește anticorpii prin laptele matern, anticorp pe care mama are deja în funcție de bagajul imunitar al mamei, adică de memoria ei, de ce bacterii și virusuri a întâlnit ea de-a lungul existenței și, practic, anticorpii de la mamă protejează fătul până când el începe să-și producă proprii lui anticorpi. După cum știți, tot așa în prima parte a vieții există un program de vaccinare pe fiecare lună în parte, vă aduc aminte, sunt pentru hepatita B, pentru polio, pentru difterie, tetanos și așa mai departe. Deci sunt vaccinuri care se fac și în prima parte a vieții, după calendarul de vaccinare de la medicul de familie. Deci e clar că bebelușul nu are anticorpi, îi primește în primul an până când începe el ușor-ușor să-și activeze sistemul imunitar și să-și producă proprii anticorpi. Este motivul pentru care copilul nu trebuie ținut sub un clopot de sticlă, ci trebuie lăsat să experimenteze, să pună mânuța, să mai bage și în gură chestii, pentru că așa apar anticorpii, așa ne întâlnim cu bacteriile. Deci da, lăptarea este prima metodă și extrem de importantă de a crește sau a avea imunitate pentru un bebeluș. Bebelușii care sunt alăptați cu lapte praf pierd mare parte din acest beneficiu al laptelui matern. Ok, dacă aveți întrebări, curiozități. Dacă nu, cred că noi am acoperit destul de multe elemente. Cum am zis și la întâlnirile anterioare, noi am avut un formular la începutul proiectului și acolo ei au putut să scrie toate curiozitățile și întrebările și noi am verificat și ne-am acoperit cam pe toate. Dacă nu mai sunt întrebări, noi am avut o curiozitate cu vaccinul pentru copii și chiar aș vrea să întreb, Bianca, dacă acel copil are anumită afecțiune sau boală, este nevoie și de un aviz la medic de familie sau o dependență? Nu de la medicul de familie, ci de la medicul specialist care îi supraveghează boala respectivă. Da, dacă este vorba de un copil cu diabet, de la diabetolog, spre exemplu. Da, un copil cu afecțiune oncologică, de la oncolog. Deci de la medicul specialist, da, eu cer întotdeauna când îmi vin copii cu boli cronice, că ai văzut că este un formular care se completează la vaccinare, pe care ei trebuie să își spună pe proprie răspundere care sunt afecțiunile cronice de care suferă și dacă identific că e vorba de, nu știu, o patologie, ceva mai aparte, inclusiv despre polialergii, alergii medicamentoase la diverse lucruri, eu cer scrisoare medicală de la alergolog cum că este ok să-l vaccinez. Am înțeles. Bine, în regulă. Păi, dacă nu mai sunt întrebări în chat, văd că nu a scris nimeni. Dacă nu mai sunt întrebări, îți mulțumesc foarte mult, Bianca, și pentru... Drag. Pentru întâlnirea asta. A fost foarte interesantă. Eu sunt foarte, foarte curioasă de tot ceea ce ține de imunitate. De asta sunt așa cu antenele toate deschise. Ok. Când ne întâlnim. Dacă nu mai aveți întrebări acum și vă vin pe parcurs, îmi puteți scrie în privat pe grupurile de WhatsApp și atunci eu vorbesc separat cu Bianca și vă transmit răspunsul ei. Clar. Așa că vă doresc o zi frumoasă. Astăzi nu ne-am mai întâlnit seara, ne-am întâlnit dimineața. Ca să punctăm așa cât mai multe persoane. Și weekend frumos. Asemenea, weekend frumos și vouă. Numai bine. Mulțumim, weekend frumos. La revedere. La revedere. Pa, pa.